Și dacă sunt egale, o să o duci pe la 3? La 6. Deci la 6. 60 până. Fac 60 egale. Deci, triunghiul echilateral are toate laturi de egale și unghiurile toate de 60 de grade. Când fost 180 că fac împreună, împărțim în 3 și fac 100, fac 60 de grade, da. Bun. Asta a fost problema. Da. Deci a fost important aici. Din cauza că triunghiurile sunt congruente, așa scrisa A, B, C, D, E, F, toate elementele sunt congruente, de 8 de 2, 6. Și respectăm A cu D, B cu E, C cu F. Apoi latura AB cu DE, AC cu DF și BC cu EF. În felul ăsta, având niște măsuri date, ne ducem în triunghi și vedem exact cum ne punem literele. Asta era important. Da, mergem mai departe. Ce mai este? Știm că triunghiul ABC este congruent cu triunghiul MRB. Deci știm că triunghiul ABC. Ce înseamnă știm? Repede știm toate elementele. Da. Adică cele șase congruente, două de rău, două, da? Deci vreau acum să mă conduceți voi. Deci știm că triunghiul ABC, știm, adică ipoteză, ipoteză, triunghiul ABC, congruent cu triunghiul MRP. MRP. Adică ar fi echivalent cu scrierea care. Noi, imediat în minte, s-a declanșat asta cu ocazia. Că triunghiul. Nu, nu, știi că triunghiul A, 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 așa. Unghiul A, congruent cu unghiul M. Apoi. Unghiul B, congruent cu R. B cu R. Apoi. Unghiul C, congruent cu R. Cu P. Și continuăm, toate șase sunt. Din cauza că trebuie să congruente, adică. Latura A, B. A, B. Congruent cu M, R. Cu M, R. Apoi. A, C. A, C. Congruentă cu M, P. Cu M, P. Apoi. B, C. B, C. Cu R, P. Cu R, P. Deci, din cauza că am asta spusă, eu sunt înțeleg deodată pe acestea. Deci, în mintea mea, toate le-am. Bun. Ce mai am în ipoteză? Măsura unghiului de egal cu 73 de grade. Măsura unghiului de egal cu 73 de grade. Măsura unghiului C. Măsura unghiului C. Egal cu 29 de grade. 29 de grade. AB egal cu 3,5 cm. Deci AB egal cu 3,5 cm. Și MB egal cu 5 cm. Mă pui egal cu 5 cm. Nu se cere. Deci MR egal semn de întrebare. În concluzie, da? Da. AC. AC egal cu cine? Măsura unghiului R. Măsura unghiului R egal cu cine? Și măsura unghiului P. Și măsura unghiului P egal cu semn de întrebare. Acestea sunt întrebările pe care le-a pus autorul. Știind așa ceva. Știind așa ceva. Deci noi o să luăm două triunghiuri. Le luăm congruente, cum spune autorul. Și să vedem cum le împrăștiem literele. Deci asta, triunghiul ăsta. Și cu triunghiul ăsta. Deci le luăm un alt triunghi, aproximativ. La fel. Da. Și acum nu știu cum să notez. Dar ca să fie treaba bună, A cu M. Dacă pun aici A, acolo, ăsta, aici voi pune pe M, obligatoriu, da? Că unghiul ăsta, după cum ai înțeleagă, pare că o vedea. Pe urmă, B cu R. Dacă pun aici B, neapărat trebuie să pun R aici.
Și C, aici C și aici P. Bun, a fost echilibrat. Deci un gând să facă. Asta e de asta. Și al treilea, cu al treilea. Bine. Ce știu în ipoteză? Că unghiul B ar avea 73 de grade. Da. Dacă B are 73 de grade, pun și eu 73 de grade. Unde pun obligatorul 73 de grade? La ce? La L. 73 de grade. Apoi, mai am că C de 29. Adică aici pun 29 de grade și aici pun 29 de grade, că stai concret din ipoteză, da? Pe M sau pe A aș putea să-l aflu? Da. Da. Din ce, de unde aflu măsoarele? Da. Adunăm 73 cu 29 și scădem 180. Din 180. Deci cât fac 73 cu 29 repede am dorat? Fac 102, nu? Da, 102. Din 180 scădem pe 102 și face 78. Da? 78. Deci ăsta este 78 de grade și obligatorul și 78 de grade. Bun. Ce mai am în ipoteză? Că AB e de 3,5. Adică asta de aici e de 3,5 centimetri. Dacă este problemă. Atunci obligatorul și mărul e congruent tot de 3,5 centimetri. Ce mai am? Că mă pui... 5 cm. Mă de 5 cm. Adică asta. 5 cm. Atunci obligatorul și cine? AC. AC tot de 5 cm. Și ce ne cere autorul? Mr. Mr cât este de mare? Păi uitați-vă cât e de mare. Mr e egal 3,5. Da. Da? Deci, la răspunsul ăsta, înseamnă că răspunde mă de exact 3,5 cm. AC-ul. 5 cm. AC-ul este de 5 cm. 5 cm. Unghiul rău? 73 grade. Unghiul rău? Măsura unghiul rău. Egal cu 73 grade. Și măsura unghiului de 29. Și a lui Pânt? De 29. Dar repet, din cauza că, din congruență, am avut cu ăsta toate. Da. Cel care nu înțelegea că odată triunghiului congruent, trebuie de toate 6 congruente, nu putea să facă problema. Da. Deci congruența, când o să triunghiului congruent, pac, în mintea mea sunt toate cele 6, 2 de 2. Și după care am pornit mai departe și am tras de problemă și am văzut ce mi se dă bună ziua. Să vedem ce mai ai. În triunghiul este de 5 ABC. Deci în triunghiul isoscel ABC. Deci în ipoteză avem triunghiul ABC isoscel. Da. Dacă este isoscel, ce? Nu, e la fază integrată. Deci, când am deschis gura care se soscel, știu ce au. Deci, vorba de unghiului așa arată. Da? Unghiul ăsta congruente două, da. AB. Mai avem că AB este congruent cu AC. Deci, autorul ne spune care AB cu AC. Știți voi unde se pun pe A și unde se pun pe... Acolo A, B, C. Dacă pui aici A, B, C, atunci A, B... A. Nu. Nu. Unde să fie A opus? Sus. Sus, obligatoriu. Da? Că zice A, B, deci A, B, C. A, B, de da, C. Deci ne spune care două laturi sunt două grete. Autorul ne dirigează. Avec da. AC. Notăm cu M mijlocul bazei BC. Deci notăm cu M mijlocul bazei BC. Adică ce se întâmplă dacă n-am mijloc? Cât este cu M cu M? Cum sunt astea două dacă nu e la mijloc? Congruentă. Congruentă. Deci o spunem M, M.
congruent cu mâncă. Da. Arătați că unghiul A, B, M este congruent cu A, Q, M. A, B, M. A, B, M. Adică unghiul ăsta e la fază. A, B, M ăsta este cu A, Q, M. Cu ăsta de aici. Cu unghiul de aici, da? Deci, în concluzie, trebuie să luăm unghiul A, B, M. Da? Să arătăm că unghiul A, B, M, A, B, M, congruent cu unghiul, ai spus tu? A, C, M. A, C, M. Cum credeți că ne apucăm de lucru? Păi, știm că vera este congruent. Acest. Deci, ca să arătăm că unghiul ăsta e cât pe asta. Da. Arătăm că B-ul este congruent cu mâncul. Nu, trebuie să luăm spre comparare triunghiurile. Să luăm spre comparare triunghiul A, B, M, da. Și A, C, M. Deci luăm spre comparare, începe demonstrația, da? Fie triunghiurile, fie triunghiurile A, B, M și triunghiul A, A, C, M. Despre cele două triunghiuri spunem că au. Ce au cele două triunghiuri? Vreau să-l vedeți? Deci triunghiul ăsta l-am luat în discuție. Și cu care triunghi e discuția? Și cu ce l-am luat? ACM. Înseamnă că... Ce au în ipoteză? Noi nu avem nimic decât aici. Ne uităm aici. Ce spune triunghiul este isoscel, în care spune A, B, cât A, C. Deci, cele două triunghiuri luate în comparație, spre comparare, au A, B, egal cu A, C. Scrie și noi. A, B, au A, B, egal cu A, C. Sau, dacă vreți, A, B, congruent cu A, C, dacă suntem în segmente, da? Bun. Ce mai au încă? Mai am încă ceva la dispoziție. Că B, B, M este congruent cu M, C. Din ipoteză, da? Da. Spune și aici, din ipoteză. Asta. Și mai am tot din ipoteză că B, M, e de-aia l-a spus că e la mijloc. Congruent cu M, C. Tot din ipoteză. Și mă uitați-vă cum am ceva cele două triunghiuri. A și M. B, M, congruent cu M, C. B, M, cu M, C, am zis, mă. B, M, cu M, C, cât este este. Da. Mai au pe A, M, comună. A, M este și într-un triunghi și în celălalt. Deci, A, M, A, M, comună. Să-i vedem cu A, M, comun. Adică îl găsesc și într-un triunghi și în celălalt. Ce au cele două triunghi date spre comparație? Ce au cele două triunghiuri? Cât de ceasul? Și 5. Și 5? Da, și 6. Ai gata, opresc acum. Deci cele două triunghiuri luate în comparație au? Latură 1. Latură. Este lateral. Și conform acestui plan de congruență, triunghiurile luate în discuție, triunghiul A, B, M, e congruent cu triunghiul care A, A, B, M, cu A, C, M, A, C, M. Și fiind congruente, și elementele toate sunt congruente. Deci unghiul care ne interesează, unghiul măsura lui B, egal cu măsura lui, măsura lui C. Da, ne oprim aici. Asta este, așa trebuie gândit la geometrie. Sinteza ce a fost, triunghiuri, cazuri de congruență, da? Asta. La revedere, dragilor! Nu uitați! Like și share! Like și share, sigur că da! La revedere!